pregătesc un fluturat de vișine. Am scos sâmburii, le-am pus la foc, n-am adăugat nimic apă sau altceva, este pur și simplu sucul lor natural lăsat, au fost congelate. Am pus puțin zahăr și puțin amidon. Și acum le las să dea într-un crocot, le opresc și le las la răcit. Am amândouă umpluturi gata. Asta e de vișine, trebuie să se răcească. Iar asta e crema de vanilie, crema de patiserie. S-a răcit suficient. Luăm umplutura. Asta va fi mai mare pentru că n-am reușit să despart foile de plăcintă, una de cealaltă, dar mă voi ajuta de paletă ca să o întorc. Odată trag capetele. Ud și aici. Ud sus. Trag și este gata. Le-am dat unt topit deasupra. Au diferite forme din cauza foilor de plăcintă, pentru că n-am reușit să le desfac la dimensiunea dorită și le-am folosit pe bucăți. Gata, le-am scos. Încă sunt foarte fierbinți, nu o să mă risc să gust, dar sunt foarte crocante. Hai să încercăm să... Asta e cu crema de vanilie. Pe la capete unele au curs puțin pentru că nu am avut suficientă foaie de plăcintă să le fac cum mi-aș fi dorit.